Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Ca șocant, în orașul Otopeni, un jandarm a fost găsit împușcat în propria casă, polițiștii merg pe ipoteza suicidului. Deputatul teolog Bălășoiu este protagonistul unei înregistrări șocante apărute în spațiul public, interlocutorul său e un călugăr care ar fi fost amant. Și Ligia Deca este noul ministru al educației. Ceremonia de învestire a avut loc în această seară. Ca șocant, în orașul Otopeni, fostul mare sportiv Florin Zalomir a fost găsit fără suflare cu armă de foc lângă el. Poliția are ca primă ipoteză sinuciderea, dar ancheta este în plină desfășurare. Florin Zalomir a fost campion mondial și vicecampion olimpic la scrimă, iar în prezent lucra ca jandarm în București. Colegii lui sunt șocați de cele petrecute. Tragedia ar fi avut loc în jurul orei 2:30, când localnicii au fost treziți de un zgomot puternic. Nu s-au gândit nicio clipă că vecinul lor, Florin Zalomir, ar fi putut să recurgă la un asemenea gest. Dimineața nu, dar azi noapte nu știu sigur, dar mi s-a părut că am auzit ceva, mi s-a părut că au fost artificii. Nu, așa mi se părea un om cum se cade, niciodată n-a creat niciun fel de scandal. Când ieșeam să vorbim, stăteam aici și discutam. Bărbatul avea 41 de ani, se afla în plin proces de divorț cu soția sa, iar polițiștii iau în calcul varianta sinuciderii. Acesta avea permis de port armă de 2 ani. Mie mi s-a părut foarte liniștit, adică niciodată nu au fost probleme sau chestii de genul ăsta. Știu că era divorțat, că are o fetiță. Era un om liniștit, respectuos, tot timpul ne salutam, zâmbea, adică nu l-am văzut să fie supărat sau să observ ceva, să fie în depresie, din câte l-am văzut eu. Tot timpul zâmbea, salut vecine, salut, salut. Nu m-am așteptat să se întâmple așa ceva. Bărbatul a fost găsit decedat în propria locuință în jurul orei 8:30. Descoperirea a fost făcută de o prietenă a soției cu care acesta se afla în proces de divorț, iar polițiștii spun că lângă el a fost găsită și arma personală. Florin Zalomir a fost sportiv de performanță la cel mai înalt nivel și a ajuns, de-a lungul carierei, campion mondial și vicecampion olimpic la scrimă. În 2012 s-a retras din activitate și a luat calea antrenoratului. A fost antrenorul Biancăi Pascu. A avut rezultate de excepție. Ce aș putea să spun despre Zalo la trecut? Nu pot. Încă nu pot, că nu accept această situație. A fost un sportiv de excepție. A fost un antrenor de excepție. A fost un coleg de excepție. În urmă cu 2 ani, bărbatul s-a angajat în jandarmerie, iar în prezent era ofițer. Acum, în cadrul instituției, a fost deschisă o anchetă internă. La cea mai recentă evaluare psihologică a fost declarat apt. Circumstanțele în care s-a produs evenimentul urmează să fie elucidate de către instituțiile abilitate. Conducerea instituției spune că Florin Zalomir a refuzat în repetate rânduri consilierea psihologică în cazul divorțului. Este anchetă în Valea Jiului după ce un bărbat a murit în momentul în care o stâncă desprinsă de pe un versant a căzut peste mașina sa. Există plase de protecție în zonă, spune ministrul transporturilor, care susține că dacă lucrurile nu au fost făcute conform legii, vinovații vor plăti. Anchetatorii cred că este posibil ca incidentul să se fi produs din cauza vântului care a suflat cu putere în momentul fatidic. Accidentul s-a produs pe DN66, după zona Pietrele Albe, aproape de limita cu județul Hunedoara. Șoferul, un bărbat de 56 de ani din Giurgiu, s-a trezit cu bolovanul pe mașină, fără a mai putea evita impactul. Un fragment din stâncă a lovit parabrizul mașinii. În urma loviturii, conducătorul auto a decedat. În autoturism se mai aflau alte 3 persoane, însă acestea nu au suferit leziuni. Șoferii aflați în trafic au oprit imediat și au sunat la 112. Mai multe echipaje de descarcerare din Gorj și Hunedoara au intervenit la fața locului. Angajații districtului Meri fac în fiecare zi revizii și monitorizează versantul și nu numai pietrele pot să cadă pe partea carosabilă, pot și copacii să cadă, sunt permanent monitorizat și intervenim de câte ori este cazul. Această piatră era la o înălțime foarte mare, deloc vizibilă zona, adică nu putea nimeni să observe că acolo este o piatră cu risc de a cădea în partea carosabilă. În zonele respective unde se formează acele toroante nu poate fi pusă plasa, pentru că aluviunile când ar trece ar smulge și plasa și ar duce-o pe toată pe amplasamentul drumului. Am constatat
că piatra ar fi căzut de la o înălțime de 60-70 de metri. Deci cu mult deasupra zonei de protecție, de siguranță prevăzută în sarcina noastră. Ministrul Transporturilor spune că există deja o anchetă în acest caz. Pe acea zonă există plasă de protecție, atâta cât permite. Într-o zonă mai sus de zona cu plasă de protecție e arie protejată și că acolo nu s-au putut face lucrări. Dacă lucrurile n-au fost făcute conform legislației și legii, sigur că vinovații vor plăti. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a afla cauza exactă a producerii acestei tragedii. La Roșia Montană se lucrează la foc continuu pentru repararea barajului spart. Oamenii sunt rugați să plece pentru că pericolul inundațiilor încă nu a trecut. Toate detaliile vi le aduc imediat în jurnal. S-au deschis porțile facultăților, iar sute de mii de studenți au pășit azi într-un nou an universitar. La Facultatea de Arhitectură, startul studiilor s-a dat de însuși președintele Iohannis, care a luat cuvântul în fața celor prezenți. Nu toți l-au putut vedea, însă din cauza numărului limitat de locuri din sala unde a avut loc ceremonia de deschidere. Dincolo de FAST, o analiză recentă arată că 65% dintre tineri cred că România merge într-o direcție greșită, iar o treime dintre adolescenții din mediul rural se tem că nu-și vor putea permite să urmeze o facultate. La deschiderea anului universitar, Klaus Iohannis a vorbit în fața profesorilor și studenților de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Anii facultății nu sunt și nu au fost nicicând ușori. Dar spre deosebire de generațiile unora dintre profesorii voștri, voi aveți marele atu al unei studenții într-o societate democratică. Să nu uitați de aspirațiile cu care ați intrat în această facultate și să nu uitați să visați și să vă găsiți pe băncile acestei universități, în primul rând, scopul și identitatea proprie care vă vor folosi în viitoarea profesie. O cercetare recentă, bazată pe datele Comisiei Europene și al Institutului Național de Statistică, arată că 64% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani cred că România merge într-o direcție greșită. Totodată, mai mult de jumătate nu au încredere în președinție, guvern sau parlament. Mi se pare că avem niște oameni destul de incompetenți la conducere. Vrei să rămâi în țară sau să pleci după studii? Să plec, nu e de stat aici. Alți tineri sunt însă mai optimiști și sunt hotărâți să schimbe lucrurile. Avem încredere pentru că noi știm cum suntem și ne cunoaștem și ne bazăm unii pe alții, că o să facem bine. În instituțiile statului, guvern, președinție, parlament, cum stați cu încrederea? Nu prea avem încredere, ne uităm mult la televizor și vedem cum stă treaba și nu credem că mergem într-o direcție bună în sensul ăsta. Am încredere în tineri și că vom putea noi, măcar dacă n-au putut cei mai bătrâni. Aveți încredere în România? Cum vedeți viitorul? Și da și nu, se dezvoltă unele părți, unele nu, rămân la fel. Dezamăgitor din punct de vedere al educației, promisător în alte direcții. Ar trebui să fac o schimbare și în politică și în zonele de conducere pentru a lua o altă direcție. E o vină comună, până la urmă noi am ales pe ei. Încrezători că vor proiecta un viitor mai bun, cei trei băieți sunt deciși. Rămân aici. Da, aici. Pentru mulți adolescenți din România, studiile universitare rămân doar un vis. Datele World Vision arată că aproape 80% dintre adolescenții din mediul rural și alte comunități dezavantajate își doresc să urmeze o facultate. Din nefericire, o treime dintre ei se tem că nu vor avea banii necesari. Între timp a fost multă emoție la facultățile și academiile din țară. La Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța, 90 de tineri au ales să îmbrace haina militară și timp de 4 ani vor încerca să deslușească alături de profesorilor tainele marinei militare. Este primul an în care Academia Navală organizează cursuri într-o limbă străină, la cererea partenerilor NATO. Bună dimineața!
sunt înalți, frumoși și plini de visuri. Vor să devină ofițeri de marină și să navige pe mările și oceanele lumii. Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân au pășit astăzi pentru prima oară pragul uneia dintre cele mai prestigioase unități de învățământ superior din țară. Am ales Academia Navală Mircea cel Bătrân pentru mare. Sunt din Constanța, uniformă și deschiderea pe care o are această universitate unică în țară. Alături de studenții români vor fi și militari, dar și civili de la universități navale din Letonia, Bulgaria și Lituania. Academia are de acum studii direct în limba engleză, pentru o integrare mult mai facilă în structurile NATO. I chose Romania because later year students, cadets, informed me that this is a great new experience for cadets. I'm for second year and I'm not so sure what this will be after 4 years, but I think it will be a great opportunity. Tinerii studenți au dat onorul cu încredere, dar și cu emoție. Bobocii de astăzi vor deveni în câțiva ani niște profesioniști care vor cutreiera mările și oceanele. Lacrimi de bucurie și multe emoții au avut și studenții de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași. În acest an, față de locurile alocate de minister pentru admiterea din vară, am solicitat suplimentarea cu 30% a acestor locuri, suplimentare care ne-a fost aprobată la toate ciclurile de studii universitare, adică și la licență, și la masterat, și la doctorat. Domeniul ingineresc este căutat. Acum am înțeles și de la știri că România are nevoie de mulți ingineri în următorii ani și sper să găsesc un loc de muncă cât mai rapid. Deci te vezi rămânând în țară? Așa aș prefera. Au fost aproape 800 de dosare depuse pe locurile destinate candidaților români de pretutindeni și 415 candidați din străinătate, atât din țările UE, cât și non-UE. Ligia Deca este noul ministru al educației. A fost propunerea liberalilor, iar în această seară a depus jurământul la Cotroceni. Acum are misiunea de a continua proiectul România Educată, la care a și lucrat. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Doamna ministru, vă doresc mult succes și vă felicit pentru această poziție de ministru în guvernul Ciucă. Ligia Deca are 40 de ani și este consilier prezidențial la Departamentul Educație și Cercetare din decembrie 2019. Deca este lector universitar la SNSPA și predă studii europene. Prezent la festivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea de Științe Agronomice, fostul ministru al Educației a vorbit pentru prima oară despre decizia de a-și da demisia. Discuțiile în spațiu public au fost deturnate într-o manieră nedreaptă, nefirească, spre alte subiecte care nu sunt nici de cum de interesul a milioane de elevi, a sute de mii de studenți, a sute de mii de profesori. Am considerat că această demisie este necesară pentru a nu periclita reforma în educație. În acest fel, nu prin propria demisie, nedreaptă, generată de către cei care înțeleg mult prea puțin specificul învățământului superior, în acest fel voi putea să susțin adoptarea legilor România Educată și mai apoi implementarea lor. Iohannis cere toleranță zero în privința plagiatelor. În luna ianuarie și premierul Nicolae Ciucă a fost acuzat de plagiat în teza de doctorat. Avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului. Iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional. O Românie educată va trebui să fie o Românie corectă.
Scandalul sexual în care este implicat deputatul Aurel Bălășoiu ia o amploare imensă, după ce în spațiul public au apărut fotografii compromițătoare, iar politicianul nu recunoaște că el ar apărea în ele. Acum au apărut și înregistrări ale unor discuții dintre el și un călugor. Din conversație reiese că Bălășoiu s-ar teme ca faptele sale să nu apară în presă. Bălășoiu continuă să nege implicarea sa în scandalul sexual, spunând că este nevinovat. Nu mă caracterizează și nu sunt. Nu sunteți dumneavoastră în acele... Da. Nu mă caracterizează și nu. O serie de înregistrări audio apărute în ziarul online Gândul îl prezintă pe Bălășoiu vorbind la telefon cu un călugăr, presupus amant. Discuția între deputat și călugăr se derulează, se pare, într-o mașină și ar face referire la relațiile sexuale dintre cei doi. Să presupunem că apar imagini în care noi doi întreținem relații sexuale, orale, sau ce-am făcut noi. Gândiți-vă că presa preia. Cine-i deputatul? Este Aurel. Nu gândesc. Bălășoi Aurel. Nu vreau să mă gândesc. Cine-i deputatul? Bun. În ce mediu se învârte? Păi apare cu Calinic, apare cu Varsanufi, apare cu ăla. Păi da, stați un pic, domn deputat. Pune-i mâna pe Sfânta Masă și tot după aceea zice... Așa fac ăștia la presă. Nu face din termină. Călugărul îl sfătuiește pe Bălășoiu să scape de telefonul pe care l-a folosit când vorbeau amândoi și își trimiteau mesaje. Dumneavoastră nu înțelegeți că m-aș îndoi. Dar oamenii ăștia, dacă au interceptat telefonul, au control total. Și ei iau tot. Dar din pozițională. Un telefon din orice, dar nu altă. N-ai trimis poza. Băi, fii o leacă atent cu pozele alea. Băi, fii o leacă atent. Noi doi. Nu trimiteai poză cu dezbrăcat, cu penisul. Cei doi încearcă apoi să-și pregătească apărarea, dacă se află ceva. Și putem face ceva? Putem interveni pe undeva? Putem. Cum să mă întreb? La procurorul ăla. Păi știi cine? Dar să poate ajunge până acolo. Bălășoiu este deputat și a fost membru PSD. În urma scandalului, el a fost exclus din partid. La Roșia Montana, acolo unde s-a spart barajul de la lacul Tăul, încă se lucrează pentru evacuarea apei. Oamenii au fost sfătuiți să plece din zonă, însă localnicii refuză să facă acest lucru. Aceștia spun că nu e pentru prima dată când se rupe barajul și că de fiecare dată când s-a întâmplat, gurile au fost reparate tot de ei, fără să existe pericole. Cotele lacului Tăul Mare din Roșia Montană sunt în scădere. 3 pompe au fost amplasate acolo. Mai mult de jumătate din locuitorii din zonele afectate s-au autoevacuat. Majoritatea au plecat la rude sau în clădirile puse la dispoziție de primăriile din zona Munților Apuseni. Avem un număr de 100, în jur la 150 autoevacuați care s-au dus la rudele lor. 150 de oameni? Sau 150 de oameni, da. Dintr-un număr total de 261 au fost identificați. Parte dintre ei au renunțat și au solicitat că vor rămâne acasă. Cei care au rămas acasă spun că nu au vrut să-și părăsească gospodăria și consideră că nu există niciun pericol. Nu vi-e teamă, așa-i? Da, cum să nu? Da? Doamne, cum să nu ne fie teamă? Stai că seam. Că el a zis că dacă e să moră, să murim aici, că el știe situația de la tău. Nu vă e frică de apă? Nu. Că acela nu se rupe, te obrazul și micuț. Nu că este mare. Pe asta nu ne afectează cu nimic. Un fost miner în vârstă de 90 de ani spune că nu e pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. O mai foghe este. Da? S-o spart. A, s-o mai spart? Și nu-i devine Dumnezeu, că devine primăria, autoritățile. Nu luăm nicio măsură și consipă sfaturile populare ăștia să facă un pic din o ruptă galeria, că galeria atât de bine de beton, îmbetonată, frumos, și s-o rupt și nu o pune nimeni, nu l-a mai interesat pe nimeni. La fața locului au ajuns și specialiști care caută soluții pentru a remedia situația. O echipă mixtă formată din personal de specialitate SGA, personal de la Apele Române, personal de la, inclusiv de la Batalionul de Geniu și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență sunt în zonă pentru a identifica cele mai optime soluții ca după acești 5 metri după ce acești 5 metri vor fi evacuați, ei să găsească o soluție de continuare. Dacă în zilele următoare nu va mai ploua, localnicii se vor putea întoarce acasă.
Podul peste Dunăre dintre Brăila și Tulcea va fi circulabil în decembrie, au spus constructorii în fața ministrului Grindeanu, care a mers astăzi în vizită pe șantier. Aceiași constructori au depus o solicitare la CNAIR privind prelungirea termenului de predare până în 2025. Podul suspendat de la Brăila este cel mai mare proiect de infrastructură din ultimele 3 decenii în România. Aici un grafic detaliat pe zile. Începând de astăzi, da? Până pe, o să vedeți aici, până decembrie, undeva 18, 9, 17, 18 decembrie. Cam ăsta e targetul nostru. Decembrie acest an. Da, scuzați-mă, dar nu scrie aici, 2022, anul acesta, da? Este noul grafic asumat pentru podul suspendat de la Brăila. Dacă lucrările vor întârzia nejustificat, constructorul riscă penalizări sau chiar rezilierea contractului. Vă rog să-l filmați, să-l pozați foarte bine. Graficul cu care constructorul s-a angajat că cu care a venit în fața dumneavoastră va fi pus și în practică, va fi unul real. Eu mă aștept ca pe 19-20, cu concursul celor de la CNAIR, acolo unde lucrurile pot fi închise în cadrul legal, unde nu, există și partea cealaltă, cea care ține de instanțe. Constructorul, o asociere de firme italo-japoneze, se judecă în 12 procese cu compania de drumuri, beneficiarul proiectului. Da, avem o serie de dosare în instanță în momentul de față, în diferite faze. Avem de asemenea revendicări pe care noi le-am formulat împotriva asocierii, cât și dânsii împotriva noastră. Cred că 12. Podul suspendat de peste Dunăre va avea 2 km, iar costul se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro. 75% din sumă provine de la Uniunea Europeană. Când o să fie gata, va fi al treilea cel mai mare pod din Europa. Au fost descinderi în această dimineață la birourile firmei sârbești Nis Petrol din Timișoara, al cărui acționar majoritar este Gazprom Rusia, dar și acasă la 2 angajați ai companiei din București. Este vorba despre responsabilul de securitate a sistemului IT pe România și un inginer specializat în calculatoare. Mai mult, a fost verificat și biroul șefului securității IT din sucursală și a unui coleg tot din același departament. Procurorii vorbesc de un posibil transfer neautorizat de date legate de prospecțiunile în zăcămintele de țiței și gaze făcute din 2014 în județul Timiș. 8 persoane au fost duse la audieri, iar 4 dintre ele sunt acuzate de divulgarea informațiilor secrete de serviciu și transfer neautorizat de date informatice. Spitalul de pediatrie din Ploiești ar putea fi modernizat după cele mai înalte standarde. În momentul de față are nevoie imensă de asta, ca de altfel majoritatea spitalelor din țară. În sprijinul unității medicale prahovene a sărit Codin Maticiuc. El va strânge fonduri pentru extinderea unității de primiri urgențe a spitalului, precum și pentru dotarea cu aparatură de ultimă generație. În plus, a anunțat că va organiza un concert caritabil și va dubla suma strânsă în urma vânzării de bilete. Pentru concertul care va fi organizat în primăvara anului viitor, Codin Maticiuc, omul care a pornit campania Spitale Publice din Bani Privați, s-a asociat cu mai mulți sponsori, precum și cu un important dezvoltator imobiliar din Prahova. Eu cu asta mă ocup. Eu renovez spitale publice din această țară și este prima dată când o comunitate, un oraș, vine și zice: hei, salut, fac și eu ceva. Vom vinde bilete. Biletele vor fi puse în vânzare prin asociația lui Codin, iar suma strânsă va fi donată în totalitate către această cauză nobilă. Spitalul nostru, după cum știți, este singurul spital din regiune care asigură asistență medicală pediatrică de urgență. Avem un număr de 40.000 de prezentări la compartimentul de primiri urgențe pe an. În spital se tratează 6.000 de copii cu internare continuă și tot același număr cu spitalizare de zi. A venit ca o veste excepțională această inițiativă a dumnealor. Suma necesară extinderii și modernizării UPU a fost evaluată în 2019 la 100.000 de euro, însă din cauza majorării prețurilor la materiale de construcții și servicii, investiția ar fi cu cel puțin 50% mai mare decât înainte de pandemie. Organizatorii au promis că în cel mai scurt timp posibil vor anunța data concertului, locul de desfășurare, dar și prețul biletelor.
Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de invitatul meu, domnul Mircea Dinescu. Bună seara, domnule Dinescu. Salut. Bine ați revenit. Bine, începem în forță. Un nou an universitar, un nou ministru. Da. Cum sună știrea asta? Suntem într-o continuă schimbare. Să știi, când austriecii au trecut în Oltenia, au mai vrut să ocupe și Oltenia, în 30 de ani s-au schimbat 30 de guvernatori acolo. Dar totuși vorbim de învățământ. Și s-au retras. Nu, după 30 de ani austriecii au renunțat. Băi, ce țară dracu, s-au retras. Le-au furat cai, sau n-au reușit. La noi, chestia asta cu miniștrii, în bună parte, se bazează tot pe furăciune. Fie că, sigur, mai mult pe furăciune intelectuală, dacă stăm să ne gândim bine, pentru că România arată ca un Schweizer văzută din cosmos dacă ne referim la oamenii care au devenit doctori fiind ei semi-analfabeți. Ar trebui să inventat un detector de ăsta, de descoperit mai fizic aproape, știi? Că îi și vezi, după cum vorbesc, că cum să fie doctor? Sunt semi-analfabeți, pur și simplu. Furăciunea în România e numai pe bază de pus mâna pe ceva, de ciordit, așa, nu pe... ei n-au considerat până astăzi învățământul românesc aici, marele protest vis-a-vis de aceste furturi intelectuale ar fi trebuit să vină din partea Ministerului Educației. Nu să fie o doamnă curajoasă din, eu știu, dintr-o societate civilă care nu mai există la ora asta și să arate cu degetul, nu? De ce înainte să fie repus în funcția de ministru Sorin Câmpeanu, nu a fost descoperit acest plagiat? Păi, de ce l-a lăsat? Să vorbește de nu știu. Și de ce nu s-a pus punctul pe i? Da. Ai plagiat, n-ai ce să cauți în această funcție. De un ridicol fără de margini, că președintele României vorbea de funie în casa spânzuratului, adică de față cu primul ministru, care și el s-a ocupat cu aceeași chestie. Să știți că este o dramă mare vis-a-vis de diplomele universitare în România, pentru că eu știu câte diplome de oameni care aveau numai 7 clase, diplome de liceu, au fost cumpărate pe 300 de euro. Asta că au fost cumpărate e o mare problemă, deci, dar stai, acești oameni ajung în niște funcții cheie. După aia și-au și doctoratul, că și asta se cumpără, măi. Plagiatul nu e de... e de durează de câteva mii de ani, înțelegi? Sunt plagiate celebre, dar cred că am vorbit odată și despre marele plagiate pe vremea comunismului, cu mare prozator de altfel, cu Eugen Barbu. Problema știți care e? Că ăștia, ei își plătesc banii unuia să fure, ei plătesc niște hoți, de fapt. Și ăia la rândul lor plătesc, nu, ei nu plătesc hoții, plătesc un om care să gândească în locul lor. Și ăla îi face teza. Dar ăla la rândul lui ciordește din alte părți, așa devin ăștia hoți, adică printr-un mecanism... În contextul în care, atenție, o analiză recent arată că 65% dintre tineri cred că România merge într-o direcție greșită, iar o treime dintre adolescenții din mediul rural, atenție, se tem că nu-și vor permite să urmeze o facultate. În tot acest context ne jucăm cu plagiatul. Mediul rural e ca... Nu există. Dracu. Există, dar nu. Sunt condiții cumplite. Deci în satele române s-au desființat bibliotecile, s-au desființat căminele culturale. Tânărul dintr-un sat de astăzi nu visează decât să fugă cât mai repede, fie la un frate de-a lui mai mare care este chelner la Londra, fie la un văr care muncește pe nu știu ce pășune în Anglia. Deci este varză învățământul românesc. În afară de câțiva tineri care sunt bătuți de mici la fund să învețe și să... și unii au chiar vocație și care sunt cumpărați formă de statele occidentale, în special de Statele Unite, nu există la noi. Este o... apropo de România educată, este râsul cu... cum să spui România educată? Când România la tot pasul se vede că e needucată. Te uiți și la o demonstrație de protest a societății civile, în ghilimele pun pe ăștia care ies în stradă. Ce e acolo, știi?
este o țopârlănie și o, cum să spun, o chestie de, dacă auzi înjurăturile și tot ce scot aia pe gură, unii dintre ei, da? Te uiți de dimineață până seara, vedem la toate emisiunile, în afară de crimele sinistre care se întâmplă în România cu copii care își omoară bunica, așa, suntem o țară bolnavă. Noi nu avem doctori, avem numai pacienți. Avem doctori, însă cu diplome false. Aici e problema. Președintele Iohannis a declarat astăzi că are toleranță zero pentru plagiatori și plagiat. Domnul Iohannis este un personaj, iertați-mă, ridicol. Credeți cum poți să vorbești de față cu primul tău ministru pe care tu personal l-ai pus și știi atât de bine că a plagiat, cum poți să spui că am toleranță zero? Are zero în tărtăcuță. Credeți că noul toleranță. Ministru al educației, doamna Ligia Deca, care are 40 de ani, este lector universitar și predă studii europene, s-a implicat în proiectul România Educată, e deci curată? Deci a contribuit la această gogoașă. Un e curată care se sau o să ne trezim România ca plagiat educată? Și dânsa alte... Nu știu de unde a apărut aceasta. E consilieră da, prezidențială. Din decembrie 2019. Într-o seară cu atâtea personalități, oameni cu cărți, cu opere, cu nu știu ce și cu șira spinării, nu s-a găsit un ministru al învățământului care să-ți provoace respect numai prin apariția sa. Există câțiva academicieni, da? Mari profesori universitari. Poți să pui un ministru al învățământului încă o dată, care să reprezinte un reper pentru țara asta. Pui un consilier de-al lui Iohannis. Consilierul Iohannis, iartă-mă, după cum se comportă Iohannis, toți sunt mediocri. El nu și-a ales consilier mai deștept decât el, din păcate pentru el. Și-a ales niște oameni care să stea drept și să execute ordine. Păi dacă tu îmi pui un ministru al învățământului din camera aia, din subsolul cotrocenilor... A fost alegerea PNL-ului. Nu cunosc, urmă. Poate că e... Da, să-i dăm șanse și să... O ștampilă, așa, un verdict, să o lăsăm dar, să vedem dar, la treabă. Încă o dată, pentru un ministru al învățământului într-o țară cu atâtea probleme, ar fi trebuit ales un domn sau o doamnă, înțelegi? Adevărată, care să trezească prin apariția ei respect. Cum vedeți dumneavoastră întreg sistemul educațional? E ultima întrebare pe acest subiect. Am spus varză, dar nu cu... cu ce o zvârte mai mult decât cu mirodenii plăcut mirositoare. Da. Mai avem o șansă? Nu. Învățământul nu, ăsta? Nu. Sunt niciun caz. Eu ți-am spus, e putred sistemul. Pur și simplu. Podul peste Dunăre, dintre Brăila și Tulcea, va fi circulabil în decembrie. Au spus constructorii în fața ministrului Grindeanu, care astăzi a fost în vizită acolo să vadă ce se întâmplă. Aceiași constructori au depus o solicitare privind prelungirea termenului până în 2025. Până la urmă, când se face podul ăsta? Măi, să spun ceva. Spuneți-mi, vă ascult. De dărâmat în România s-au dărâmat rapid, nenumărate fabrici, uzine, chestii, case minunate. De dărâmat s-au dărâmat. Da? S-au dărâmat foarte repede. Un pod care are o asemenea amplitudine, pentru că am aflat că e al treilea pod din Europa. Dacă va fi gata, atenție. De obicei știi când se construia un pod, arhitectul și constructorul erau obligați să se așeze sub pod și să treacă peste el niște mașini încărcate cu pietroaie, adică dacă se dărâmă podul, să cadă peste ei. Nu cred că se mai practică. Pe cuvântul mare, așa e practica. Așa, nu? Așa este intrat în mitologie și așa s-a practicat. Mare acum nu știu cât se vor... Nu-i băga tot guvernul sub podul ăla să treacă... Deci podul suspendat de peste Dunăre va avea 2 km, iar costul se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro. Da, 75% din sumă provine de la Uniunea Europeană. Da, când va fi gata... Da. Nu știu cât să fură la o asemenea sumă, evident că s-a furat, dar pe de altă parte este absolut spectaculos. Eu am fost acum de curând la Brăila, n-am trecut pe podul ăla, am trecut nici pe lângă el, dacă știam mă duceam să văd. Să vedeți cum stau lucrările. Dar m-am simțit mai bine cu populația orașului. Brăila un oraș extraordinar. Domnul Dinescu, cu foarte sincer, de ce ajunge mereu în aceste situații? Ba nu avem autorizație de construcție, ba e construit prost, ba nu sunt bune materialele, ba... Nu sunt bani. Atunci când sunt, se face lucru de mântuială. Nu vrem să construim ceva? Cred că e o boală națională. În primul rând să spun ceva. Noi am scăpat de forța de muncă din România. 5 milioane de oameni care
de care ar fost nevoie în țara asta, în agricultură, în construcție, nu știu. Pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, elita, tânăra elită, e luată cu magnetul. Știi, un magnet de la care adună pilitura de fier, așa e adunată cu aerul că li se dau burse și ce șansă. Toți sunt cumpărați. Și atunci a rămas câțiva pe aici. Tu cu mine, la prima, mai sunt câțiva pe afară. Și mai sunt câțiva buni, cum se cade. Dar vreau să spun că la nivel politic ne-ar fi trebuit niște repere, știi? Să avem o liniște, să dorm noaptea liniștit. Nu dormiți liniștit noaptea? Eu dorm noaptea liniștit, că nu mă gândesc la politicieni. Înțelegi? Sau sunt neliniștit pentru că mă gândesc să mai scriu ceva, să nu știu. În rest, nu, încă o dată, nu există repere. Dacă e dat afară sau un plagiator își depune mandatul și președintele acolo și vorbește despre punctul zero al plagiatului cu... Toleranță zero pentru plagiator și plagiat. Plagiatorul lângă el este o rușine fără de margini. Și el nu și-a închipuit că o să râdă copiii, elevii, studenții aia de acolo. Care, apropo, n-au avut toți loc în sală, pentru că sala era foarte mică și s-au îngrămânit să-l vadă pe domnul președinte. Eu mă mir că n-au strigat dintre ei. Bă, nene, păi mai e unul acolo, ce faci? În mod normal, ca dovadă că și tinerimea noastră a intrat în adormire. În mod normal, trebuie să scoale câțiva studenți. Domnul președinte, aveți unul acolo? Dați-l la o parte. Nu mai vorbiți de toleranță zero, ținându-mă de mână cu un plagiator. Comentăm pe scurt și scandalul sexual în care este implicat deputatul Aurel Bălășoiu, care ia o amploare imensă. Eu nu mă bag pe relațiile sexuale ale nimănui. Nici noi nu ne băgăm, dar totuși este un... Fiecare face ce vrea cu trupul său. Din câte am înțeles, acolo nu e vorba de un minor, ci e vorba de un băiat care a crescut, care era minor când trăia cu un călugăr sau nu știu ce. Căile domnului, știi, sunt destul de întortocheate și nu mă pot pronunța în acest caz. Suntem o țară care am acceptat căsătorile, nu știu dacă am acceptat între aceeași sens, dar chestia asta, conviețuirea între doi bărbați, să fie sănătoși, dar nu sufăr pe... În primul rând că asta poate să fie genetică. Știi că există această chestie că puțin sunt aduși pe calea asta mai obscură a homosexualității. Unii au din genă chestia asta. Ca și femeile care se... Am văzut într-o zi două femei care se țineau de mână și se sărutau și m-am uitat cu plăcere la ele, pe cuvânt de onoare. Băi, dacă se iubesc, știi? Bun, aici vorbim totuși despre bunicul un... Băi, dacă vă iubiți, de ce nu vă luați? Pă bune, nu... Aici vorbim totuși despre un deputat. Eu sunt artist și nu am această poveste, cum să spun, nu fac alergie la viața intima nimănui. Nu avem dreptul ăsta să judecăm pe nimeni. Decât care este o chestie, dacă e o chestie odioasă, totuși, adică sunt luați copilași și nu știu ce, da, acolo... E loc de justiție. De justiție. Dar până una alta, ce să spun, ce sunt eu fericit că toate muhailele astea trăiesc cu femei. Păi dacă ăsta era un om deștept, dar nu l-am auzit, nu prea l-am auzit vorbind și nu știu ce, îmi dădeam pălăria jos. Un homosexual PSD, care este un om polițian PSD bun i-a și care are susținerea. Un discurs. Cum? PSD-ul i-a retras susținerea în Parlament și se dezice. I-a retras susținerea pentru că n-are grijă de trupul lui, retrage susținerea tuturor dobitoși care stau degeaba acolo și iau salarii degeaba. Poate vă aude cineva în seara aceasta trupul și este retrage. Dumnezeu ce mai filmați, ce ne mai pregătiți aici la prima, dacă am rămas doar noi doi la prima, Dinescu, deși sunt foarte mulți oameni buni aici la prima. Am început să cânt și am fost la Brăila și am cântat și pe Facebook la mine. Așa. Sunt 450.000 de oameni care au apreciat. Bun, vă urmărim și noi. Bine, aici, sunt prima. Puțin complexat. Eu credeam că sunt scriitor totuși, și în fine. Și dar sunteți un artist complex. Dar scos și volumul de poezii și... Vă aștept cu volumul de poezii, cântăm și discutăm. Da. Bine, vin o dată să cânt din volumul meu. Mâine? Da. Nu mâine. Mai durează vreo lună. Bine, mulțumesc din suflet. Rămâneți alături de mine. Mergem acum mai departe. Un tablou pictat de Picasso ar putea fi vândut pentru 10 milioane de dolari în cadrul unei licitații care are loc în Hong Kong săptămâna aceasta. Haideți să vedem materialul.
This remarkable composition has been in a family collection since the late 1960s. It's been cherished as a family heirloom, and it hails from a private Swiss collection. So it's the first time it's appearing at auction. It's been unseen from the public eye for decades, for over half a century, actually. Prețul tabloului Femme Assise a la Galette de Roi este estimat între 7,7 și 10 milioane de dolari. This painting features Jacqueline full frontal, facing the viewer. Part of her face confronts the viewer head on, while another part of her face is cast in shadow and faces the right of the composition. So you see her profile over there, and this really evokes his iconic double portrait motif that he would constantly explore throughout his life. Tot săptămâna aceasta, Sotheby's mai scoate la licitație și un inel cu un diamant roz de 11 carate, numit The Williamson Pink Star. De la licitații trecem la vreme. Cât mai costă vremea, Roxana Gheorghean? Ce vești ne aduci? Ploaie, soare? Bună seara, bun găsit tuturor! Nu costă, dar pot să vă spun câte grade sunt. Mâine maximele se vor încadra între 12 și 21 de grade. În capitală vom avea temperaturi apropiate de cele normale pentru această dată. Maxima se va situa în jurul valorii de 20 de grade, dar revin cu toate detaliile imediat după generic. Haideți să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent, așadar în partea de est și în cea de nord-vest a Europei cerul va avea înorări și va ploua. Pe arii restrânse în nord-vest se vor strânge cantități însemnate de apă. În zonele montane, la altitudini mari, vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul continentului cerul va fi variabil, iar ploi vor fi doar pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în nord-vest și în nord-est. Valorile termice vor crește ușor în partea central-vestică, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, în această noapte, va ploua la munte, în nord-vestul și în centrul teritoriului. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla cu putere în zona montană înaltă a Carpaților meridionali și de curbură, unde se vor înregistra viteze de peste 70-90 de km pe oră. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 12 grade, iar izolat vor fi condiții de ceață. Mâine vom avea parte de vreme rece în aproape toată țara, va ploua slab în zonele montane și submontane, precum și în vest, nord-vest, centru și izolat în restul teritoriului. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și ninsori sau lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări la munte, unde pe creste se vor depăși 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 21 de grade. În capitală, temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această dată. Mâine, maxima se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi. Miercuri, termometrele vor indica o maximă de 21 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Joi se anunță vreme frumoasă. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar va fi prezent și soarele. Temperatura maximă va fi, iată, de 22 de grade. La munte se anunță vreme rece pentru această dată, cerul va fi variabil, însă vor fi unele înorări pe parcursul zilei, când vor fi posibile și ploi slabe. La altitudini mari sunt anunțate și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări, iar pe creste rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră. Valorile termice mai scad puțin, astfel că acestea se vor situa mâine între 7 și 14 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită, numai bine! Roxana, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focus.mtv.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine seara tot aici la Focus de la ora 23. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi.